La Roxana Nemes, pentru că ea nu merge, pășește, nu vorbește, șoptește, nu mănâncă, savurează. Ce zici de treaba asta? Asta e o poezie. Roxana Nemes este cu noi. Bună, Roxana. Roxana, de când nu te-am mai văzut, dar ce bine arăți. Așa, cunoștințele, este prietenul meu, Radu Ciucă. Da, ne știm de câțiva ani. Te rog frumos, ia un loc aici, nu, ia aici. Și cum am schimbat, dar atât de mult în bine, încât trebuie să nu ne mai cunoaștem. Sau nu, Roxana, te-ai schimbat în bine, dă nevoie să ne uităm la tine și să te admirăm. Care, că m-am înțeles, am aflat că vin acum câteva ore, eram pe stradă, conduceam, aveam treabă. Du-te repede, ok, schimbă-te, ia ceva, pune în plasă, du-te. Totul e imprevizibil, tocmai de asta suntem o emisiune dinamică. Exact. Corect? Exact. Și tocmai de asta îmi place și mie la voi, pentru că sunt la fel de dinamică. Exact, băi, îți dai seama, am sunat-o, pac, imediat a venit, ceea ce înseamnă jos pălăria pentru Roxana Nemes. Băi, da, frumoasă. Suntem vecini aici, aproape. Ah, frumoasă ești, serios. Mulțumesc. E adevărat că te-a sunat Andrei Erdobrogea, colegul nostru? Da. El te-a convins, așa putere are? Andrei, sincer m-am cam supărat la un moment dat. Pe el? De ce? Pe voi. A, pe noi? Da. De ce? Că am vrut să vin. Am vrut să vin și nu știu ce s-a întâmplat, dar da, acum... Da, înțeles, știu. Dar acum, crede-mă, că chiar a trebuit să mă convingă. Noi ne bucurăm că ai venit. Așteptam să vin, da. Mi-a fost de voi. Dar mecat nici mai am cuvinte. Exact. Povestește-ne ce ai mai făcut, Roxana, în ultima perioadă. Ce să fac? Uite, alergătură, distracție, muncă, treabă... De toate. Tot ce, exact. Fii atent, o să facem în felul următor un joc cu tine, că ne ești foarte dragă. O să-ți arătăm câteva imagini cu diferite persoane cunoscute și o să vreau să le caracterizez într-un singur cuvânt. Ok. Deci un singur cuvânt care nu trebuie de să bine. Se repete. Nu, de, e dreptul de bine, tău. De rău, ce vrei e dreptul tău. Ce simți tu când vezi poza respectivă, da? Sunt perfect. Haide să vedem. Ia, fii atent. Haide. Ciucă, prima fotografie. Cine e aici? Andrei Tonciu. N-ai voie cuvintele să se repete dintr-o parte alta. Opa. Un singur cuvânt. Am avut o zi atât de frumoasă și eu am în continuare. A fost ceartă aici? Nu știu. Nu contează, dar chiar nu mi-era dor așa neapărat. Nu, e cu dor. Un cuvânt. A fost ceva? Conflict undeva? Ce timp? V-ați certat? Andrei Atonci, se înțelege. Nu, trebuie un cuvânt, Păi se înțelege, când spui Andrei Atonci, deja știe tot poporul ce mai trebuie să zic. Am înțeles, ok, da, a fost... O să-i placă asta. Da? O să-i placă. Da, a fost ceartă între voi? Nu, Doamne ferește, nu. Dar cred că ea nu se ceartă cu nimeni, nu? Nu, exact, nici nu mai vezi. Hai să vedem mai departe. Băi, Ciucă, ești mai înalt decât mine? Nu, e scaunul tău mai jos. Aici cine? Andrei Antonescu. Andrei Antonescu. Cam o să-ți repar scaunul ăsta. Sexy. Un cuvânt. Sexy? Sexoasă. 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 Corect. Ciucă? E stricat. Uite-te, sexoasă. Exact. Dorian Popa. Hâț. Un cuvânt. Hâț? Hâț, corect, mă. Hâț. Bun. Nu? Hâț să rămână, asta da. El. Îți dai seama? Exact. Mergem mai departe. Bianca Dragușan. Trebuie să o lași pe ea să recunoască, să vedem dacă mai recunoște. Câteodată e cameleonică Bianca, nici nu mai dai seama cine. Da, așa e. Jur. Nu prea, nu mai e recunoscut-o. Nu mai seamănă cu ea. Nu mai seamănă cu Bianca ea când era ea la Petroșani, niciodată. E bine. Hai mă, că e frumoasă Bianca. E foarte frumoasă, n-am zis că nu, dar nu mai seamănă. Cum avea ea poza de bule când a 14 ani. Mișto. Da. Mișto. Tipă mișto. Ia să vedem mai departe. Ina, copilăroasă. Copilăroasă. Mai departe. Bravo, Roxana. Haide, că ți-i primi foarte. Irinel Columbeanu. Ajută-mă. S-o ajut. Nu știu ce să zic aici. Ce-s primul cuvânt? Și s-a făcut liniște. Nu știu. Primul cuvânt. Nu știu. Funny. Irinel, funny. Ia să vedem. Cătălin Moroșanu. O, fratele meu. Fratele. Băiat bun. Foarte bun. Oana Roman. Ioana Roman? Cleopatra. Sau e Katinka? Slăbuță, că a slăbit în ultimul timp. Îmi place de ea. Chiar a slăbit bine. Ioana Roman? Oana Roman. Slăbuță? A slăbit în ultimul timp. E de apreciat. Da, mă bucur de apreciat, mă gândeam că spui, mă gândeam la altă... Nu știu, fată petrecăreață, îi place, e mișto, are stare bună. Mișto ai mai folosit cuvântul ăsta, n-aveam voie. Nu știu, de treabă. Ok, perfect. Mai departe, Adelina Pestrițu. Divă. Păi iese. Divă, ia să vezi. Opa. Păi da...
Dă-mi te uita la mine, Andrei Dobrogea, prietenul tău. Serios acum, am zis că suntem prieteni, nu? Adică... Păi suntem. Un cuvânt. Și eu care am zis că mi-e dor să vin la voi. Trecut. Trecut. Bravo, mulțumesc. Foarte frumos, foarte elegant. Elegant. Bravo. Nea Ion. E prietenul nostru, așa zicem. Galant. Galant, corect. Bun. Coleg, mă, n-ai ce să zici. Coleg. Galant. Ia să vedem mai departe. Nu știu. Victor Slav, în tinerețe. Adevărul că... E poză mai veche, da. E poză mai veche. Victor Slav. Nu prea îl cunosc. Nu, te trebuie să cunoști. Vezi, pact un cuvânt, știi, exact. Drăguțel. Da, știu. Bravo. Drăguțel? Drăguțel? O poză cu mine aveți? Drăguțel. Ia, mai avem vreo poză? WhatsApp? Oh, WhatsApp. Băiat fain. Băiat fain, ăsta e adevărul. Foarte băiat fain. Și gata? Gata. Asta am avut. S-a putut. Dacă tot ai venit pe la noi, eu zic că ne și cânti. Acum vă și cânti, ce să fac. Dar nu plecă. Vezi că rămâi dator. Sau nu știu, Andrei, cine... Așa e, vrem să rămânem dator la tine. Dar stai un pic, nu pleca acum, cântăm mai încă târziu, nu? Cântăm, da. Nu cântăm acum, dar mai povestim. Cântăm, mai stăm, mai povestim. Da. Atunci hai să mergem să mai povestim. Am eu o idee, vin încoace, lasă să-ți spun eu. Haide cu noi la canapea. Să știi că nu-mi plac surprizele. Mergi, crede-mă. Chiar nu-mi plac surprizele. Mergi cu noi aici, nu? Dar... Ce surprize? Cred că s-au terminat astea foarte interesante, nu? Surprizele astea. Care? Astea, da, cu fotografiile astea? Da, nu, gata, gata. Spune-ne cu dragoste acum aici. Îmi dați de mâncare? Da, avem apă mere. Da. Spune cu dragoste acum aici, stai. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Ești cu cineva? Bine, mă. De câțiva ani, bun, dar e ok. Vreau să trecem la următoarea etapă. Ce urmează să se întâmple în relația lor? Am înțeles. Ești curios, așa, nu? Da. Urmează multe. Urmează multe. Chiar urmează, da. Dar vreau să te întreb, ți-e frică de ceva așa în viață? Sincer? Da. Nici înainte nu eram foarte fricoasă, iar acum, după prin câte am trecut în ultimul timp și anul ăsta mai ales, crede-mă că nu cred că mai am vreo frică, adică nu cred. Aoleo! Băi, n-are mă nicio frică, asta e bine. A venit mă pe aia în genul la timp. Aoleo, și nu cred, deci nu vrei să știi pe aia ce urât e, Doamne, iertați-mă ce urât e. Și am dormit cu tarantule, cu șoareci, cu de toate, dar... ceva, Roxana, ceva minunat. Îmi plăcea cum să te ai tu relaxată pe canapea și spuneai că nu ți-e teamă de nimic și n-ai nicio frică. Și de-un dat a apărut tarantula și gata. Asta e. Okay. Ok, ochii verzi niciodată să nu-i crezi, Ciucă, vezi? Că de aici ai și vorba aia, ochii verzi niciodată să nu-i crezi. Precis. Vezi că sunt verzi albaștri. Verzi albaștri, dar acum sunt un pic verzi. Depinde de stare, deci dacă sunt nervoasă sunt verzi, dacă sunt fericită sunt albaștri. Acum sunt verzi, deci e puțin nervoasă. Ți-a zis că nu-mi plac surprizele, dar e ok. Paianjul, vezi? Ideea asta se dă cu paianjul, Mișel? Da, eu am fost cu ideea. Stai, bravo. Nu mai dai tâmpite, am câteodată. Poți să mai faci mai. Poftim. Super. Să înveselim ca să... Spune, ce faci vara asta? Să trecem pe albastru. Să trecem pe albastru, da. Vara asta muncim, asta în continuu, așa, mi-a fost dor. Muncim, mergem și pe la mare, mergem și prin Grecia, mai mergem puțin și prin Franța. Mai petrecere, mai muncă, iar petrecere, adică, iar muncă. Adică, practic, toate lucrurile astea îmbinate, și vacanța, da, și normal. Cu... Păi pentru ce muncim? Asta mi se pare cred. Ne simțim bine, că au început să meargă evenimentele, ușor, ușor să se deblocheze concertele, ceea ce e minunat. Da, 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 să înceapă odată să fie multe, așa cum iar cum eram noi obișnuiți, să fim pe drumuri, non-stop, non-stop, mi-e dor. Să fim non-stop pe drumuri, nu așa. Și atunci când eram non-stop pe drumuri, ziceam, Doamne, ce obositor e. Să știi că nu m-am plâns niciodată. Era, într-adevăr, când, cu un weekend, nu știu, aveam 5 concerte deodată, dar era frumos. Ușor, era ușor, frumos. Ziua de vremuri. Luni era de relax pentru mine, știi, dar era frumos, abia aștept. Da, am văzut cam ce servim, Ciucă, Bulzu, e ok. Mulțumim mult de tot prietenul nostru Robert Târnăveanu, iar acum cântăm cu frumoasa, spectaculoasa Roxana Nemes. Îți mulțumim mult de tot. Eu mulțumesc. Superbă, ca de obicei. O găsiți pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, Roxana Nemes. Oameni buni, să ne vedem mâine sănătoși la ora 3. Numai bine!